domni pe care ne face plăcere să-i revedem. Prima oară ne-am văzut acum 4 ani, dacă țin bine minte, undeva pe malul mării. Da, acum 4 ani pe malul mării. Dumneavoastră mai țineți minte? Da, acum 4 ani pe malul mării. Deci, acum 4 ani pe malul mării. Vă aș ruga să ne spuneți cine sunteți. Da, noi suntem de la A10 Fereze, este asociația specializată pentru crearea, răspândirea și formarea zvonurilor. Noi suntem un aparat și rog pe colegul meu să explice cum funcționează aparatul. Suntem formați din două module care se îmbină perfect unul cu altul, respectiv colegul meu fiind zvonerul, iar eu fiind răspândacul. Așadar, doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu zvonerul și cu răspândacul, cei doi, mai bine zis, cele două noțiuni care au intrat deja în subconștientul nostru, al tuturor. Din când în când ei revin în actualitate pentru a ne spune ce au mai făcut în ultima perioadă. Deci nu ne-am văzut de acum 2 ani de la întâlnirea care a avut loc la dumneavoastră în birou acolo în subsol. Țineți minte? Țin minte, eram la mine pe malul mării în biroul de la Demisol. Vreau să știți, mai țineți minte? Doamne, ce lumină era la Demisol! Deci ce lumină era la Demisol? Ordonați, scoateți ochelarii. Doamne, ce lumină e la Demisol. Constat că nu s-a petrecut nicio schimbare. Ce s-a întâmplat totuși în acest răstimp? Cine, eu? Nu s-a întâmplat nimic, domnule. De fapt, nu s-a întâmplat nimic. Ce schimbare? Ce tot atâta schimbare? S-a întâmplat sau nu s-a întâmplat vreo schimbare în munca dumneavoastră? Eu la asta mă refer. În munca noastră și în țară nu s-a întâmplat nicio schimbare. Cu noi însă, noi suntem mult mai umani, mult mai români. Acum pe mine mă cheamă Zvoniescu și eu produc zvonurile, iar el le aplică în practică și îl cheamă... Cum vă cheamă? Răspândoiu. Deci domnul Zvoniescu și domnul Răspândoiu. Acestea sunt numele dumneavoastră actuale? Nu. Da. Repet întrebarea, acestea sunt numele dumneavoastră actuale? Nu. Da. Nu mai înțeleg nimic din discuția cu dumneavoastră. De fapt, cum vă cheamă? Pe noi nu ne cheamă nici într-un fel. Pe noi ne cheamă țara, la datorie. Atât. Ați înțeles? Care este zvonul cel mai interesant pe care l-ați lansat în ultimul timp? Zvonul cel mai important pe care l-am lansat în ultima perioadă a fost zvonul cu asasinarea. Asasinarea din 17 iunie, nu? Da. Până la urmă, zvonul nu s-a adeverit. A fost o greșeală. A fost o greșeală. Asta înseamnă că și în munca dumneavoastră se strecoară greșeli. Nu. Da. V-aș ruga să ne spuneți acum zvonul legat de legea caselor naționalizate și de legea pământului. Îl confirm? Îl confirm. Deci, care este acest zvon? Spuneți-l aici. Care? Că-s mai multe. Este și zvonul cu OZN-urile care fură recoltele de grâu, care le bagă în OZN-uri. Că din cauza asta nu o să avem recoltă, că ni le iau OZN-urile. Este și legea cu casele pământurilor naționalizate, caselor naționalizate, care pentru sunt... că din cauza asta nu o să avem pământ, că ne ia casele. Eu vreau să fiți coerenți, că nu mai înțeleg nimic din ce a spus până acum. Deci, acum 3 ani, când ne-am întâlnit, ați făcut o afirmație legată de legea pământurilor. Vă mai mențineți? Nu. Nu mai țineți minte despre ce era vorba? Ba da. Hai să urmărim pelicula. Ce faceți dumneavoastră aici, în acest loc? Fac agricultură modernă. Adică pregătesc pentru semănăturile de toamnă. Da, dar acesta este un teren... care nu-i tocmai propice pentru semănături. Sunt scoici, este nisip. Mă scuzați, cum nu este? Nu este propice, adică potrivit. Da, da, da. Păi, adică, domnule, asta e, n-ai ce să... Adică, mulți spun că nu
că nu-ți dă cu tare, cu pământul, cu... De unde sunteți dumneavoastră? Din Botoșani. Din Botoșani. Și ce căutați aici? Păi aici mi-au dat bucata de pământ, aici... Aici v-a fost repartizată... Da. Acolo nu mai, adică erau oamenii mulți, pământul era mai mic, așa, și nu că nu dă. Da, da, unde... Eu aici am apucat, aici am... Aici ați prins, da? Aici am prins, da. Și sunteți mulțumit? Deodată sunt cam nedumerit, așa, dar... Frate, 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 frate! Acum, după ce ați văzut aceste secvențe, vă mai mențineți părerea? Ce vremuri, domnule! Pe atunci se trăia bine. Acum am un zvon, dacă vi-l dau, cresc convulsiile sociale, uite așa. Ce zvon? Puteți să ne spuneți? El. Dă-mi-l mie să-l citesc. Ia-l de aici, vă rog. Este, face parte din dosarul zvonului pe trimestrul ăsta. Zvon. Se zice că, din toamnă, legea pământului va fi cumulată cu legea caselor naționalizate. Astfel, foștilor proprietari ai caselor naționalizate li se vor da înapoi pământul țăranilor, iar țăranilor li se vor da casele naționalizate. Și astfel, zvonul s-a răspândit. S-a răspândit! S-a răspândit! Noi suntem Zvon Exim. Noi suntem Zvon Exim, singur distribuitor autorizat de zvonuri în România. Noi dăm viață zvonurilor. Zvon Exim.